timp de două zile, joi 24 și vineri 25 martie, la Colegiul Național Roman Vodă și Primăria Roman s-au desfășurat manifestările legate de cea de-a 8-a ediție a unei manifestări anuale organizată de către Unitatea Liceală Romașcană, în colaborare cu Primăria Roman, Inspectoratul Școlar Ștețean, Asociația Profesorilor de Istorie, Asociația Învățătorilor din Județul Neamț, Asociația Probasarabia și Bucovina, Asociația Mușatini și Postul Roman 24 Online. Conducerea Colegiului Național Roman Vodă speră ca flacăra românismului să fie dusă mai departe de actualele generații. Avem cea de-a 8-a ediție a simpozioului Basarabia străvechi pământ românesc. Este o activitate de suflet, tot timpul am considerat așa și mai mult de atât o activitate care se vrea la un moment dat să fie o poartă sau un punte de trecere spre ceea ce ne dorim cu toții, mai ales că mai avem doar 2 ani până la centenarul evenimentului din 27 martie 1918, unirea Basarabiei cu România. Ne-am dorit cu toții, probabil ca peste 2 ani, să fim într-o altă ipostază, aceea de a face cu toții o poartă a unirii, atât noi cei de aici, românii de aici, cât și românii de peste Prut. O unire care să fie nu numai dorită de noi, nu numai în inimile noastre, ci și pe hârtie. Ședilul șef al municipiului a vorbit despre dorința de reîntregire a teritoriilor românești de dincolo și de dincoace de Prut. Iar românii mereu și-au dorit să fie împreună. Și dacă mulți au încercat Mihai Viteazul de la 1600, apoi ideile s-au înfiripat pe la Revoluția lui Tudor Vladimirescu 1821 și au început să se materializeze la Marea Revoluție în 1848. Iată că ele până la urmă s-au regăsit, s-au înfăptuit. Și de aceea mulți astăzi poate ne spun că nu e momentul. Nu suntem într-o conjunctură favorabilă de a vorbi despre români la un loc în aceleași hotare, de a fi împreună, de a ne promova obiceiurile, tradițiile, ideea noastră de românism autentic. Eu cred că toate lucrurile se pregătesc din timp. Lucrurile trebuie gândite pe termen lung, susțin dascălii de istorie, care cred că proiectele de țară au ajuns astăzi în derizoriu din cauza avalanșei de evenimente diurne la care este supusă civilizația. Neuitarea nu este o opțiune, neuitarea este o responsabilitate. Tânăra generație ocupată foarte mult în ultima vreme cu tot felul de gadgeturi și tot felul de instrumente care vă fac viața mai ușoară și poate nouă profesorilor ne fac viața mai grea, uită să gândească lucrurile pe termen lung în profunzime. Uneori și noi uităm. Din păcate, pentru că ne cantonăm în lucruri de rutină, pentru că nu avem proiecte de țară, pentru că proiectele de țară, cele despre care voi învățați la istoria românilor, sunt cumva astăzi în derizoriu, din anumite motive, dar cred eu că motivul principal este acela că mereu apar noi și noi evenimente pe ordinea de zi. Agenda este încărcată, agenda politicienilor, agenda noastră este încărcată cu tot felul de evenimente care ne țin permanent în ziua de azi. Românii de dincolo și dincoace de Prut trebuie să revină la mersul istoric natural, acela în care trebuie să-și atingă idealurile de reunificare. Odată și odată vom reveni la mersul natural al istoriei noastre, la mersul natural al poporului român. Vin de fiecare dată pentru a mă întâlni cu prietenii din Basarabia, pentru că suntem frați. Și dacă suntem frați, trebuie să vorbim, cei care vor să vorbească, să ne înțelegem, cei care vor să ne înțelegem, să depunem amintiri, pentru că vorbim aceeași limbă. Președintele Asociației Probasarabia și Bucovina constată că nici în Parlamentul de la Chișinău și nici în cel de la București, politicienii nu au curajul să ceară răspicat revenirea teritoriilor de dincolo și dincoace de Prut în granițele României Mari.
Și vrem să ținem aprins focul viu al celor care au format acea asociație culturală, pentru că altfel nu putea exista decât cultura. Altfel nu putea exista pentru că nicio pretenție politică sau teritorială. Vedeți, și acum spunem, și mă scuzați, Basarabia pământ românesc. Nu o să găsiți în Parlamentul Moldovei niciun parlamentar care să zică cu glas tare și plin, suntem români. În statul român a recunoscut Republica Moldova ca stat suveran, independent, egal. La ONU suntem pe picior de egalitate. Nici în Parlamentul României nu se spune prea respicat. Basarabia este pământ românesc. Deci, crucea aceea pe care voi copiii trebuie să o duceți mai departe este crucea neamului românesc, dar să fie încărcată de cunoașterea istoriei. Reputatul istoric Cristian Troncotă a oferit o veritabilă lecție de istorie, vorbind generației de liceeni, dar și celor mai în vârstă, despre misiunea tuturor generațiilor de a aduce mai departe crucea românismului. Este un moment pe care noi românii îl avem în suflet, noi românii îl transmitem de la generație la generație. Și lucrul acesta m-a impresionat în ceea ce am văzut că dumneavoastră, în calitate de profesor adevărat, știți să vă faceți datoria, îi învățați pe acești tineri să preia și cum să preia ștafeta, sau cum atât de inspirat s-a exprimat antevorbitorul, crucea românismului. Evenimentul de la Roman, aflat la 8-a ediție, a demonstrat faptul că românii își doresc înfăptuirea unirii, dar că politicienii de la Chișinău sau București se ascund după slogane politice dictate de Uniunea Europeană, care nu coincid cu voința popoarelor.